Avem aici pentru dat florile corespunzător. Pe păi așa toată ziua și dar ești nebun. Hei, salutare, eu sunt Echei și bine v-am regăsit la un nou episod de vlog, doar că de data asta este un vlog diferit. Pot să-i zic daily vlog și de unde altundeva decât de la Milano, una din capitalele modei. Vremea e bună, dar nu neapărat pentru o plimbare, pentru că ne cam topim. Dar e bine că nu e atâta lume cum era până acum, nu ne îngrămădim toți. Și lumea, din câte puteți vedea, e super chill, super relaxată. Haideți să intrăm prin magazine să vedem ce se cum. Deci așa ciudat mi se pare că acum e puțin mai gol decât de obicei și tot e lume. Vă dați seama ce era înainte? Mereu, când aveam puțin liber, veneam puțin la Milano. Puțin cu Ferrari frumos. Când eram mic, luam foarte multe haine de la ei. Și sunt aici la Milano, m-am întâlnit cu trei români de-ai mei, pe aici prin galerie. Da. Vă pupăm! Da. Ciao, 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 ciao! Mi-am pus masca, poate de-aia nu se aude așa bine, pentru că mă pregătesc să intru în Rinascimento. În trecut, că se numea Rinascimento. Sigur! Aici era o grămadă de lume pe scările astea. O să trec și pe la tine imediat. Ăsta e model nou. Și ăștia. Deci la Balenciaga și covorul e Balenciaga. Modelul ăsta parcă îmi place. Nu e foarte larg, dar nici slim fit. Bine, ăștia de la Balenciaga nici nu prea au, nu au mulate pe corp. Eu zic că ăsta e ok. Nici nu știu ce să fac. În schimb, ăsta mi se pare mai mare și mai lung, nici nu știu. Ia uitați cum stă treaba aici la Balenciaga. Bravo, tati! Deci modelul ăsta de la Dior îmi place, dar parcă nu îmi prezintă atât de multă calitate, părerea mea. Ăștia parcă par puțin interesanți. Deci din toate magazinele, doar la Gucci trebuie să aștepți. La restul toate poți intra. Și Catedrala Domo, din lateral. Mi-ar plăcea să stau în orașul ăsta. Bine, asta e partea bună a orașului. Sigur, au și periferii și zone nasoale. Alea-mi plac mie. Alea-mi plac mie, astea sunt alea noi, dar nu prea-mi plac. Aici ți le personalizează. Hainele de la ei și obiectele doar aici ți le fac. Aici de drag merg pe scări. Pe scări sau pe liftul. Și că dacă te învârți de 3 ori în ăsta, ai noroc. Uai, nu pot. Cu meduzele astea nu pot. Cel mai norocos sunt. Deci... Și acum mergem pe strada via, adică e tot aia, via Monte Napoleone. Să vedem. Bă, dar e o căldură. Fratele vostru se topește de numai. Mi-am luat o granită rece, că e o căldură aici de te topește. Am și vorbit, n-am băut nimic, cred că dintr-o gură l-am sufulcat. Cred că îmi retrag cuvintele de la început, că am zis că nu prea e lume. Se pare că tot mai mulți. Cu cât vine căldura mai mare, cu atât mai multă lume. Nu e full să te calci în picioare, dar e multă. Bă, dar ce covoare au ăștia pe aici, pe la Gucci. Tata bea o cafă. Deci manechinele astea de la ei, nu le înțeleg deloc. Bine, de-aia se și zice că nu trebuie să te îmbraci după manechin.
Bă, deci la magazinele astea, așa mai scumpe, când vezi așa că îți deschide ușa, o închide, ți ia geanta, parcă îți dă o senzație din aia de clientul nostru, stăpânul nostru. La etajul 3, la Versace. Asta parcă îmi place. Și ăsta parcă mi-a atras atenția. Voi ce ziceți? Bă, deci aici, în cabina lor, tot e auriu. Și măsuța, și fotoliu. Chiar și astea s-au auriu. Toate astea. Asta aici, la Gianni al meu. Stai cu Gianni. Parcă nu-mi prea plac așa să fie logo-ul ăsta așa prea mare. Asta parcă îmi place. Am făcut-o să scoate toate astea pe aici. N-am fost hotărât deloc. Bă, dar cum arată astea, nu le-aș purta nici dacă am curavagii pe aici. Cam așa se vede de sus, de la Versace. Bă, astea nu le mai spălăm și noi. Bă, dar ce manechin au ăștia de la Balenciaga. Altceva, ăsta da manechin. Și astea tricourile noi de la Givenchy. Modelele noi. Tot cu același logo, doar că hanorac. Și sneaker și astea. Deci țin să vă anunț că ăștia success. Vai de capul meu. Nu, parcă un pic lungi. La Fendi trebuie să intrăm un pic în gang. Se vede că e un magazin aparte. Când intri, parcă intri așa într-o croitorie din aia. Parcă e așa o bibliotecă plină de cărți. Dar poate să fie Fendi, că din astea n-aș purta. Deci asta înseamnă cabina de probă de la Fendi. Una din cele mai faine cabine de probă în care am intrat eu. Asta e plasă Fendi, că nu înțeleg. Și avem aici, pentru udat florile, corespunzător, pe așa toată ziua și udat, ești nebun. Despre asta vorbeam pe TikTok. Frumos, elegant. Am terminat în mare shopping-ul. Ai mei aici, i-am obosit de numai. Și acum mergem să mâncăm ceva. Că sunt lihnită foame. Am venit frumos să mâncăm. Bum. Deci deja am obosit. Merg să iau camera de la hotel, pentru că mi-am făcut rezervare. Stau puțin. Bă, deci la hotelul ăsta, când intri pe scări, nu dai 2 bani. În schimb, la suite domo, deja camerele sunt altcumva. Acum e frumos, se deschide ușa de pe WhatsApp, poți să-ți uiți cheia, telefonul să le ai la tine. Ia să vedem. Frumos, direct în Ferrari. Vedem cât e de mare. E, avem ceva. Televizor. Încă un televizor. O baie. Dacă vă întrebați ce se aude așa, meduzele mele se aud așa. Frumos. Bă, aici puteam să venim vreo 5 persoane. Nici nu știu în ce pas să dorm, în ăsta sau în ăla. Și seara, alte lumini. Doar că pe aici cam pustiu. Muzică de acolo de sus, frumos. Mai de mult aveai voie să mergi până acolo în față la biserică. Acum văd că au pus gărdulețe.
deci brandul ăsta Gutterich e un brand super vechi. Bine, a fost fondat tot de Michael Gutterich și a fost un om de afaceri englez care și-a deschis un magazin, să zic așa, de haine în Napoli. Dar văd că în continuare el face doar haine office, să zic așa, haine elegante. Dar hainele de la ei sunt super de calitate, dar au și un preț bun, pe măsură, adică voiam să zic. Bă, și după atât a mers, merit și eu o odihnă corespunzătoare, tata. Vă pup frumoșilor și ne vedem mâine. M-am trezit de dimineață să nu dorm ca un trântor și să fiu tot pe grabă și am venit să mănânc. M-am trezit de dimineață să mânc un și cu dulceață. Ăsta-i vibe-ul de Milano, tata. Ăsta-i. Îți inspiră așa un aer de cântăreț, de poet. Numai legende s-au născut aici. Deci m-am trezit cu o poftă de croasantele astea, de brioșele astea. Cam așa arată micul meu dejun. Colațiune, cum ar spune unii români după o lună în Italia. Văd că deja aici e cu muzică. Lumea e matinală. Și foarte, foarte mulți oameni am văzut pe biciclete. Foarte mulți. Și pe trotinete din alea electrice. Îmi place maxim să îi văd așa, gen că nu stau toată ziua cu curul în mașină. Pedalează frumos și chiar și oameni eleganți. De asta vă vorbesc. Acum e numai bine de plimbare că nu e foarte cald. Bine, au și udat ăștia dimineață pe aici. Și nu e chiar așa aglomerat. Nu e chiar așa aglomerat. Că lumea acum văd că merge la servici. Bă, ce cu coada asta aici la din ascensiune? Ralph Lauren. Ralph Reuben Lipschitz. Cum se numea înainte. Îmi plac foarte mult hainele de la ei pentru că sunt de calitate și parcă merg așa să merg oriunde. Sunt foarte practice. Acum mergem la Adidas. Aici totul e organizat frumos. Pe etaje. Pe o parte urci, pe o parte cobori. Maieurile astea îmi plac foarte mult de la ei. Sunt simple. Bine, am găsit și eu o culoare mai diferită, și aia, îmi place. Sunt bune așa să te îmbraci mai sport, să faci sport cu ele și sunt legere și foarte practice așa. Te simți super ok în ele. Culoarea, mie culoarea îmi place cel mai mult. Culorile astea așa un pic mai extravagante puțin. Și cam atât, fraților, pentru vlogul ăsta, mai bine zis pentru astea două zile de vlog. O să continui să mai fac și daily vloguri și vloguri despre istoria designerilor. Așa că, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă deocamdată n-ați făcut-o. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup, băi, băi!